Slăvit să fie Domnul și binecuvântat, pentru că mai întâi de toate El ne-a binecuvântat pe noi. Glorie Domnului! Haideți să ne ridicăm pe picioare. Vreau să citim un cuvânt care îl găsim scris în Cartea Efesenilor, la capitolul 5, începând cu versetul 1, pagina în Biblie 1148. Cartea Efesenilor, capitolul 5, începând cu versetul 1. Urmați dar pilele lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos, ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomie de averi nici să nu fie pomenite între voi așa cum se cuvine unor sfinți. Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Căci știm bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de averi, care este un chinător la idoli, n-are parte de moștenire împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oameni neascultători. Amin. Vrea întotdeauna să ne luptăm, să avem o atitudine de mulțumire înaintea Domnului, pentru că Domnul ne-a binecuvântat și ne binecuvintează. M-am gândit chiar profund la unele lucruri și poate cei ce nu se înțelegem noi acum sau poate niciodată pe acest pământ, va veni o zi, va veni o vreme când Domnul ne va face de cunoscut toată îndurarea și toată bunătatea și toată răbdarea care a avut-o cu fiecare dintre noi. De cele mai multe ori găsim scris în Scriptură și chiar omul lui Dumnezeu, David, se lupta cu el însuși ca să poată ducă lui Dumnezeu o jertfă plăcută, o jertfă bună înaintea Domnului, pentru că așa suntem noi, cu trupul acesta de cele mai multe ori neputincios, cu starea Duhului nostru, și am vrea în seara aceasta noi să ne luptăm ca să-L binecuvântăm pe Domnul. Întotdeauna să ne luptăm cu noi înșine ca să putem sta înaintea lui Dumnezeu cu atitudine plăcută, ca Domnul să poată primi jertfa, să poată primi slava și mulțumirea. Amin. În seara aceasta, în acest cuvânt care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, vreau să vorbesc câteva lucruri și doresc din toată inima Dumnezeu în seara aceasta ne mai dea încă un pas, încă o biruință de a putea înainta pe calea Domnului. Noi ori de câte ori ne adunăm, ori de câte ori auzim cuvântul Dumnezeu, ori de câte ori ne strângem la oaltă, vedem lucrul acesta atât de benefic pentru noi și noi ne zidim sufletești. Dacă ai începe o casă, cei mai mulți dintre noi, cred că acest exemplu se poate potrivi foarte bine nouă. Mulți dintre noi poate am început o casă în România și datorită că n-am avut bani, n-am putut să o terminăm și zidim puțin câte puțin. Și parcă stăm cu așa de mare dorință înfocată să vedem odată casa aceasta zidită, ridicată în picioare. Ei, tot așa este și cu noi pe partea spirituală. Deci noi trebuie să fim conștienți de un lucru, să avem lucrul acesta profund în inima noastră, că noi zidim în fiecare zi. În dreptul tău, în dreptul meu, eu zidesc, în dreptul tău, tu zidești. Vreau să spun, a nu veni o marță la adunare, sau o joi la adunare, sau o duminică la adunare, casa sufletească ta s-a oprit pe loc. Casa sufletească mea s-a oprit pe loc. Dumnezeu vede, Dumnezeu cunoaște starea la fiecare dintre noi. De exemplu, acum cred că o parte din frați sau chiar din surori care lucrează în schimburi, schimbul 2, oi sunt care lucrează schimbul 3, noi suntem datori să ne rugăm pentru ei. Dar nu-i bine sau nu-i plăcut să rămâi acasă, să rămâi nepăsare. Fiecare dintre noi să fim conștienți ca să zidim, să zidim la casa inimii noastre. Mi-a pus Domnul pe inimă câteva gânduri să vorbesc din cuvântul Dumnezeu și, în primul rând, mi-a pus Domnul pe inimă să vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Despre dragostea lui Dumnezeu. M-am gândit, în timp ce cugetam acest cuvânt, m-am gândit cât timp o fi stat Dumnezeu în suveranitatea Lui ca să ia hotărârea de a face pământul. Cât timp o fi stat Dumnezeu la sfat în ceruri ca să facă pământul, să facă pe oameni, să facă toate creaturile care noi le știm și poate cele mai multe nu le știm. O mică paranteză, când am fost undeva ca să iau doi peșteșori mici, mi-a spus că nu știu câte mii de specii de pește sunt, am rămas uimit, dintre care avea el acolo vreo 600 de specii de pești.
Cei mai mulți dintre noi nici nu știm toată creatura lui Dumnezeu și toate lucrurile frumoase care sunt pe pământul acesta și totuși pământul cu tot ce este pe el va arde, va trece. Dincolo de ce nu știm noi, ce nu vedem, ce nu putem ajunge noi niciodată ca oameni, Dumnezeu a făcut o grămadă de lucruri extraordinare de frumoase și mărețe și într-o zi Dumnezeu ne va arăta toată lucrarea Lui. Ce har deosebit! M-am gândit în profunditate la lucrul acesta, cât timp i-o fi trebuit lui Dumnezeu, cât timp o sta Dumnezeu la sfat ca să facă pământul, ca să facă toate lucrurile ca să fie pe pământ. Și totuși Dumnezeu, într-una din zile, face toate lucrările și Domnul s-a uitat peste toată lucrarea mâinii Lui. În Genesa ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu și i-a părut bine ce a făcut. I-a plăcut lui Dumnezeu pentru că toate lucrurile au bune, toate lucrurile au luat un mers. Numai că cu căderea omului în păcat s-a schimbat lucrurile. S-a schimbat planurile lui Dumnezeu, s-a schimbat lucrarea lui Dumnezeu cu privire la noi. Și Pavel vrea să ne spună nouă în seara aceasta, cei care au auzit, care auzim cuvântul lui Dumnezeu, să nu luăm cu ușurință cuvântul lui Dumnezeu. Spune aici cuvântul Domnului, urmăriți dar pilda lui Dumnezeu. Care pilda lui Dumnezeu? Spune cuvântul Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu ca să moară pentru noi. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, fiindcă a dat pe singurul său fiu ca să moară pentru noi. Pavel aici la Efeseni, chiar din primul capitol, dacă ne uităm la versetul 3, spune în felul următor, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Versetul 4. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Hristos după buna plăcerea voii sale. Amin. Și în seara aceasta, cuvântul Dumnezeu ne vorbește prin Pavel într-un mod deosebit. Frați și surori, care noi suntem în secolul acest, care noi suntem în viață în ziua de astăzi, să luăm cu mare responsabilitate lucrul acesta că-L avem pe Dumnezeu ca Tată. Și că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult și noi trebuie să fim responsabili de iubirea aceasta care Dumnezeu ne-a arătat-o prin Domnul Iisus Hristos. Poate nu o să înțelegem multe lucruri. De la întemeierea lumii, spune Apostolul Pavel, și este un har pentru noi, deși Pavel, tot Pavel vorbește în alte epistole și spune că unii sunt între noi, dar nu sunt de ai noștri. Ei sunt între noi, dar nu acceptă voia lui Dumnezeu, nu a acceptat nașterea din nou și sunt printre noi. Și într-o zi diavolul îi va scoate afară din biserică. Știți de ce? De cele mai multe ori câștigă diavolul, pentru că noi nu suntem născuți din nou sau unii nu sunt născuți din nou, adică să aibă cuvântul Dumnezeu și vom vedea câteva cuvinte care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă. Și de aceea câștigă diavolul cel mai mult în noi, pentru că noi nu suntem conștienți că Dumnezeu, Creatorul, ne-a ales ca să fim mântuiți, ne-a dus la cunoștința adevărului, ne-l-a făcut de cunoscut pe Hristos, pe Domnul nostru și totuși cei mai mulți stau într-o mare nepăsare în Sion, în biserică. În seara aceasta Dumnezeu vrea să ne tragă un semnal de alarmă. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Vedeți ce har ne-a arătat Dumnezeu? Cei mai mulți dintre noi poate putem mărturisi de câte ori am fi putut muri. Care pe șantier, care pe stradă, care într-un fel sau în altul, de o boală sau de altă, am fi putut muri și dacă muream fără de Hristos. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Ne-a ales, spune Apostolul Pavel, înainte de întemeierea lumii, ca să fim înfiați, să fim răscumpărați prin Domnul Iisus Hristos. Și acesta este un lucru deosebit de mare. Fraților, să nu ne lăsăm târâți de diavolul, într-o parte sau în alta, sau în pofte. Noi să ne ținem cu amândouă mâinile de darul acesta care ni l-a dat Dumnezeu Tatăl, care ne-a ales mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim înfiați în Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Domnul Dumnezeu? Dumnezeu Tatăl să ne aleagă. În planul Lui, în lucrarea Lui măreață, poate o să punem întrebarea și eu am să-i pun întrebarea Domnului. Doamne, ce te-ai gândit Tu când m-ai creat pe mine? Când ai ales ca eu să mă nasc pe pământ? Dacă ar fi numai să ne oprim un pic să medităm fiecare dintre noi cum ne-am născut, unde ne-am născut, ce a făcut Dumnezeu pentru noi, este un lucru deosebit de mare.
Știi ce har deosebit? Am stat de vorbă cu cineva și îmi spunea, înțeleg dragostea lui Dumnezeu din foarte multe puncte de vedere. Dar el îmi spunea un punct de vedere cum înțelege el dragostea lui Dumnezeu. Și spunea, Petru, m-am născut a 22-lea în casa părinților mei. E un har deosebit? M-am născut a 22-lea în casa părinților mei și trăiesc și trăim 22 de frați. Știi ce har deosebit este ca să te naști și ce Dumnezeu a ales ca să se nască a 22-lea copil în familia Lui? Ce har deosebit pentru tine, pentru mine, că ne-am născut, că Dumnezeu a ales să ne naște pe pământ. Și pentru că a ales să ne naște pe pământ, ne-a dat și darul deosebit, darul mântuirii. Și noi cum ne raportăm față de îndurarea, de bunătatea lui Dumnezeu? Cum ne raportăm în fiecare zi? Ar trebui să ne ridicăm din așternutul patrului nostru, să lăudăm pe Domnul, să-L binecuvântăm, să spunem, Doamne, spunea și David, spunea oamenii lui Dumnezeu, te laud că sunt o făptură așa de minunat. Te lăudăm că suntem așa de minunați, Doamne. Și cei mai mulți dintre noi, și noi toți care avem ochi și vedem, avem urechi și auzim cu ele, avem gură și o putem folosi, avem picioare, avem mâini. Să-L lăudăm, să-L binecuvântăm pe Domnul, că ne-a făcut o creatură așa de minunată, binecuvântat să fie Domnul. Dar trecem la al doilea punct. Dumnezeu ne-a iubit într-un mod desăvârșit, într-un mod minunat și Dumnezeu și-a făcut lucrarea cât cu privire la noi. Va veni oameni înaintea Domnului și îi vor spune Domnului fel și fel de lucruri și Domnul le va spune... Cât a târnat de mine, mi-am făcut toată lucrarea, tot planul meu, mi l-am făcut și mi l-am adus întregi omeniri ca să mă accepte ca Dumnezeu, ca Creator desăvârșit. Dar în a doilea rând, ce important lucru în versetul 2 spunea, trăiți în dragoste, că ce vreau să scot în evidență în mod deosebit ce Dumnezeu m-a pus pe inimă în seara aceasta, trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos, ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Cum ne-a iubit Dumnezeu? Cum ne iubește Domnul Iisus Hristos? Dacă Dumnezeu ne-a iubit, Dumnezeu ne-a creat, a făcut creația și a făcut toate lucrările minunate care le vedem și care nu le vedem și Dumnezeu te-a creat și m-a creat și pe mine. Uitați dragostea lui Hristos. Când s-a făcut tăcere în cer și când a vorbit Dumnezeu Tatăl, cine va merge pentru oameni, pentru omenire, cine va merge pentru tine și pentru mine? Știi ce a spus Domnul Iisus Hristos? Iată vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin, să fac. De ce a făcut Domnul Iisus Hristos voia Tatălui? Știți că în mai multe rânduri ne vorbește Scriptura și în Ioan, în mod deosebit, le spunea, eu am iubit pe Tatăl și Tatăl m-a iubit pe mine. Domnul Iisus Hristos a făcut voia lui Dumnezeu pentru că l-a iubit pe Dumnezeu Tatăl. Și în seara aceasta ne arată și ne dovedește nouă cum ne iubește pe noi Domnul Iisus Hristos, pentru că El și-a dat viața pentru noi. Și-a dat viața pentru noi ca să ne răscumpere din felul nostru de șer de viețuire. Ce har deosebit pentru noi, ce har deosebit. Mi-a mai pus întrebarea aceasta. Noi nu ne putem imagina ce este în ceruri. Noi nu ne putem imagina în afara Scripturilor, cine este scris puțin în Scripturi, ce slavă măreață a lăsat Domnul Iisus Hristos, a lăsat cerul, a coborât pe pământ pentru noi, că ne-a iubit și s-a dat pentru noi, pentru că ne-a iubit. Dar în a treilea rând, noi, cum suntem față de Dumnezeu Tatăl, față de Domnul Iisus Hristos? Care este ca aici se concentrează cuvântul lui Dumnezeu care vorbește Pavel la Efeseni și spune într-un mod deosebit. Voi, dacă vreți sau dacă spuneți că îl iubiți pe Dumnezeu, că îl iubiți pe Domnul Iisus Hristos, cum trăiți voi? Și începe Apostolul Pavel și spune în versetul 3 în jos. Dumnezeu ne-a iubit, ne-a creat. Dumnezeu ne-a făcut și a pregătit totul dinainte pentru noi. Domnul Iisus Hristos l-a iubit pe Tatăl și ne-a iubit și pe noi. A acceptat voia lui Dumnezeu. Dar acum Domnul vrea să ne vorbească în seara aceasta într-un mod deosebit. Cum îl iubim noi pe Domnul? Cum îl iubim noi pe Domnul? La ce nu putem noi renunța? Care e lupta ta și care e lupta mea ca să-L iubim pe Domnul? Dacă-L iubim pe Domnul, trebuie să iubim pe frați, trebuie să iubim surorile, trebuie să iubim legea lui Dumnezeu, trebuie să iubim cuvântul lui Dumnezeu. Cum îl iubim noi pe Domnul? În seara aceasta, cred că acesta e cuvântul care mi-a răsunat și mie în mintea mea, în inima mea. Cum îl iubești tu pe Domnul? Cum îl iubim noi pe Domnul? Și cuvântul Domnului vorbea într-un mod deosebit când vorbește despre lucrul acesta care este un lucru atât de intim
și care Dumnezeu în mod deosebit îl vorbea la Israel odinioară, că Israel în primul și în primul rând a curvit cu Dumnezeii străini. Și pe Domnul, dacă îl face pe Domnul ceva gelos, îl face lucrul acesta să curvești cu Dumnezeii străini, adică să îți închini timpul tău, viața ta, să-ți închini Dumnezeilor străini. Dacă noi ajungem la păcate, care, să spunem așa, că curvim în trup, că furăm, că mințim, noi în primul rând facem altceva, alte păcate facem. Noi în primul rând facem păcatul nepăsării, intrăm în păcatul nepăsării. Când intri în păcatul ăsta nepăsării, diavolul tot îți dă de lucru. Apoi când intri în păcatul ăsta nepăsării, diavolul te duce în extrema aceasta, în altă extremă. Și în extrema asta îți aduce toate lucrurile pe bandă și apoi de la sine toate lucrurile vin și le înfăptuiești. Și spune Apostolul Pavel atât de minunat și în seara aceasta ar trebui să ne vorbească într-un mod deosebit. Curvia sau orice fel de necurăție sau lăcomia, asta nici nu trebuie pomenite între voi, nu să le trăim. Nici nu trebuie pomenite între voi, între noi. Pentru că între Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos nu a fost un dialog, n-a fost o discuție, spună te duci, nu te duci, îi răscumpărăm, nu îi răscumpărăm, facem lucrarea aceasta, nu o mai facem. Dumnezeu Tatăl era ferm în tot ce a făcut și în tot ce face, slăvit să fie numele Lui. Și Iisus Hristos, pentru că L-a iubit pe El și ne-a iubit și pe noi, a rămas ferm în tot ce a făcut și în tot ce va face pentru noi, slăvit să fie Domnul. În seara aceasta, Domnul, prin Pavel, vrea să ne vorbească într-un mod deosebit. Care este atitudinea ta? Care este atitudinea mea? Atâta luptă aduce vrăjmașul în viețile noastre că caută să ne tragă, să ne distragă de la ceea ce este esența, mezul lucrării, ca să îl iubim pe Domnul. Că dacă noi îl iubim pe Domnul, lucrurile acestea, nu că n-ai timp nici să te gândești la El, nu să le mai înfăptuiești. Pavel spunea lucrurile acestea, curvia să nu fie între voi, nu, să nu fie nici pomenită între voi. Lăcomia de avere, lucrurile acestea care ne întinează înaintea lui Dumnezeu, să nu fie pomenite între noi. Și totuși diavolul caută și tot caută să prindă teren în viețile noastre. Spune aici despre lăcomia de averi și spunea și în versetul 5 că știm bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este închinător la idoli nu are parte de moștenire împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Știi ce important e lucrul acesta? Că Dumnezeu ne-a dat tot ce ne-a trebuit nouă. Dumnezeu ne-a binecuvântat, spunea Pavel aici ce am citit, cu tot felul de binecuvântări în locurile cerești, în Hristos Domnul. Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi. Noi suntem conștienți, chiar marți seara m-am gândit la cuvintele care le-a vorbit Domnul și prin frați și prin Duhul Sfânt și într-un mod deosebit m-am gândit la un cuvânt. Că Domnul a spus că în cuvântul Domnului noi avem tot felul de binecuvântări. Noi în cuvântul Dumnezeu avem tot ce ne trebuie, frați și surori. În cuvântul Dumnezeu stă scris că Domnul ne dă pâine, ne dă apă, ne dă hainele de îmbrăcat, ne poartă de grijă. Când ne rugăm, Domnul ne ascultă. Dacă sunt boale, Domnul le vindecă. Dacă sunt probleme, Domnul intervine. Noi în cuvântul Dumnezeu avem tot. Noi avem tot, noi suntem bogați în cuvântul Dumnezeu. La ce ar trebui să mai apelăm în afară? Într-una din zile, Domnul a descoperit într-un mod deosebit una din întristările Domnului care de cele mai multe ori poate o are cu tine și o are cu mine. Când eu încep să nu mai am credință, când eu încep să nu mai am încrederea în Domnul, cum se uită Domnul la tine și la mine? Frate, îl iubești pe Domnul? Îl iubesc, frate, cum să nu-l iubesc pe Domnul? Dar de ce atâta necredință în viața ta? Dacă tu îl iubești pe Domnul, uitați-vă, nu? Când iubești pe cineva, sau dacă chiar un lucru, care vrei un lucru să-l cumperi, nu mai încape nicio îndoială între tine și lucrul respectiv. Dacă, vă dau un exemplu, dacă vreți să cumpărați un lucru și gata, v-ați lipit, dacă aș putea să spune cu cuvintele acestea, cu inima de lucru respectiv. Să-ți cumpere un lucru, mai mare sau mai mic, de o importanță mai mare sau mai mic. O mai încăput vreo îndoială, nu găsesc bani, cred că îl iau, cred că nu-l iau, e prea mult, e prea puțin. Când ți-ai pus inima să cumpere un lucru, sau ai pus inima să iubești pe cineva, mai încape vreo îndoială? Cei mai mulți dintre noi poate vedeți câte sacrificii îmi facem pentru lucruri care poate nici nu au o valoare atât de mare. Oameni, de exemplu, oameni care aleargă în stânga și în dreapta pe acest pământ, într-un mod deosebit, se duce până într-o țară sau în alta pentru să vadă o partidă de fotbal.
Alții ca să vadă o cursă de mașini și alții și plătesc bani grei și timp într-un mod deosebit. De ce? Pentru că iubește acel lucru. În seara aceasta, întrebarea care ne-o pune Domnul, dacă noi îl iubim pe Domnul, dacă vedem relația aceasta atât de bună între Domnul și Tatăl, între Domnul Iisus Hristos și Tatăl, ce relație deosebită, ce relație desăvârșită, ce lucrare măreață Dumnezeu a făcut, a ales să facă lucrarea aceasta în Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos a ales să asculte de Dumnezeu Tatăl. Și acum lucrarea aceasta vine înspre noi, sau a venit înspre noi. Lucrarea aceasta, cum îl iubim noi pe Domnul nostru care a făcut aceste lucruri pentru noi? De cele mai multe ori ne punem întrebarea cât îl iubim pe Domnul. Oare cât îl iubesc eu pe Domnul? Dacă să presupunem așa de la 1 până la 10, poate unii sunt mai desăvârșiți, au ajuns la 10, nota 10, 10 pe deplin. Dar cât îl iubești tu și cât îl iubesc eu? Mi-am pus și eu de cele mai multe ori întrebarea, Doamne, cum te iubesc, cum te iubim? Că de cele mai multe ori Dumnezeu ne arată cum îl iubim noi pe El, tocmai atunci când Domnul ne îngăduie încercări, în necazuri, în probleme, poate te îngăduie într-o ceartă cu tine și fratele tău, ca să-ți arate că tu nu-L iubești pe Domnul. Și Domnul spune, știi de ce nu mai iubești pe mine? Că nu-L iubești pe fratele tău. Și cât rău ți-a făcut fratele tău ca să nu-L iubești. Și îți arată Dumnezeu prin faptul acesta că tu te complaci într-un anumit lucru, că tu nu-ți place rugăciunea, că nu-ți place cititul Scripturii, că nu-ți place de a veni la casa lui Dumnezeu, că nu-ți place de frați, că nu-ți place lucrarea. Și de cele mai multe ori vedem stările acestea, noi le vedem, ne luptăm cu ele. Cum îl iubim noi pe Domnul? Știți, frați și surori, că este o luptă și trebuie să recunoaștem lucrul acesta, că noi trebuie să ne luptăm. Noi avem un har deosebit, am spus de la început lucrul acesta, că a veni în casa lui Dumnezeu, a fi în casa lui Dumnezeu, este un har deosebit. Noi nu ne dăm seama, dar eu văd ori de câte ori în casa lui Dumnezeu venim sau ne strângem cu frații, văd o treaptă, văd un pas care deja îl mai face un pas mai înainte. Dacă în seara asta nu ai fi fost la casa Domnului și puteai să fii, să nu fi fost, unde ai fi fost în seara asta? Ce ai fi făcut în seara asta? De cele mai multe ori noi știi cum alegem. Vorbea, o să fiu mai scurt în vorbire, dar vorbea Domnul Iisus Hristos la Ioan, în capitolul 15, când vorbea despre viți. Mlădițele, dacă vă uitați la vie, și chiar într-un mod deosebit am studiat lucrurile acestea, să vezi. Dacă legi vie de capul ei și nu o curățești, face niște viți așa de lungi că nu-ți poți imagina cât de lungi le faci. Numai problema, esența care vrea vierul de la viță, că să aducă rod. Nu trebuie o viță de lungă până în capul ăla și să aibă un strugur sau niciunul. Că de obicei vița care nu este curățită face struguri sălbatici. Nu-i bun nici de una, nici de alta. Așa de cele mai multe ori suntem noi. Parcă vrem să mergem pe contul nostru. Dacă se poate Dumnezeu să nu ne mai vorbească, de aceea o să vedem poate pe viitor și în continuare tot mai mult să nu se iubească lucrarea Duhului Sfânt, să nu mai întrebe Domnul, să nu mai întrebi oamenii pe Domnul, frații, surori, să nu mai întrebi pe Domnul. Parcă ne deranjează când ne vorbește Domnul într-un mod deosebit prin cuvânt, prin frații care au daruri din partea lui Dumnezeu. Și avem tendința aceasta, dacă se poate, să mă trezesc când vreau, să mă culc când vreau, să mănânc ce vreau, să mă rog când vreau și asta niciodată, să cânt când vreau și asta niciodată, să fac lucrarea lui Dumnezeu și asta niciodată. Și asta, tendința asta este în noi. Și Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan 15, dacă vița, dacă mlădița nu rămâne în viță, nu poate să facă nimic. Nu poate să facă nimic decât să fie tăiată și aruncată afară. Dar dacă rămâne în viță, Domnul o taie și o curățește. Și când Domnul o taie, parcă vezi, frate, de când caut să mă apropii mai mult de Domnul, mai multă luptă, mai multă strâmtorare, parcă. De când caut să slujesc pe Dumnezeu, să ascult pe El mai mult, parcă mai mare luptă. Din cât caut să mă curățesc cu mintea, cu ochii mei. Îmi spunea cineva și a spus, postez și mă rog în mod deosebit și să dă o bătălie și o luptă așa de mare. Și a spus, știi de ce? Pentru că adevărata viață este asta. Și dacă tu 2 ani sau 7 ani sau 10 ani n-ai luptat, acum ți se pare greu. Dar unul care luptă în fiecare zi, unul care e îndeletnicit cu postul, cu rugăciunea, cu venitul la casa lui Dumnezeu, pentru el nu este greu. Da, să dă lupte pentru fiecare dintre noi. Și spune Biblia că fiecare suntem ispitiți în multe, în multe feluri. Dar Domnul ne spunea, îndrăzniți că eu am biruit lumea. Și noi în Hristos, în Domnul, ieșim mai mult decât biruitori. În seara aceasta, Domnul vrea să ne spună că nimeni nu poate
decât prin Dumnezeu Tatăl, prin Domnul Iisus Hristos, să înainteze pe calea pocăinței. Și ca să îl iubim pe Dumnezeu, ca să îl iubim pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să ne uităm la bunătatea lui Dumnezeu care a avut-o față de noi. Ca să îl iubim pe Dumnezeu, ca să putem face voia lui Dumnezeu, trebuie să ne uităm la Domnul Iisus Hristos. Închei cu aceste gânduri. De ce Dumnezeu n-a făcut un alt plan? Să facă o fereastră în ceruri, să pună un înger, să strige cât îl ține gura de tare, să strige pe pământ. Cine vrea dintre voi să mântuiască, să facă cu tare lucru. Să jertfească din timpul lui mai mult de jumătate din viața lui. Să jertfească mai mult de jumătate din banii lui. Să jertfească din tot ce are el, să facă cu tare și cu tare lucru, să ne pune Domnul pe puterile noastre. Și care vrea să fie mântuit, să accepte legile acestea și poruncile acestea. Dar vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, a fost bătut, a fost legat la ochi, lovit cu pumnii, cu picioarele, a fost pălmuit, scuipat, batjocorit și totuși nu și-a deschis gura. Și totuși l-a iubit pe Dumnezeu. Și totuși pe cruce când stătea să moară, totuși a făcut ultima rugăciune. Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu, câte sacrifici tu, câte jertfești tu pentru Domnul. Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să ne binecuvinteze, să putem face voia lui Dumnezeu ascultând de cuvântul Dumnezeu. Să ne luptăm, fraților, cât ține de noi, să-L iubim pe Domnul, să facem voia lui Dumnezeu și toate aceste lucruri care sunt negative, spune Apostolul Pavel, închinarea la idoli, curvia, certurile, dezbinările, ura, lucrurile acestea nici să nu fie pomenite pentru noi. Că nouă Dumnezeu ne-a purtat de grijă în Iisus Hristos, ne-a dat tot ce ne trebuie și Dumnezeu să fie lăudat. Amin.